Matei, capitolul 25, versetul 34. Atunci, împărăția, atunci împăratul le va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații binecuvânta tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flămând și mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost trăin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în și am venit pe la tine? Drept răspuns împăratul le va zice, Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unea din acești foarte de însemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost flământ și nu mi-ați mi dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci vor răspunde și ei, Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiind sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am da, ți slujit? Și el, drept de răspuns, le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, una din acești foarte nensemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pediapsa veșnică, iar cei neprigăniți vor merge în viața veșnică. Amin. Pune aici cuvântul Dumnezeu, vă rog să ocupați locurile. N-aș fi vrut să citesc și partea aceasta de final, partea aceasta negativă a răsplătirii celor care nu au făcut ce trebuia să facă. Și de multe ori noi citim prima parte a acestui pasaj, și anume a faptului că Isus Hristos este cel care ne dă și porunca aceasta să fim, fim cu adevărat creștini, și anume bun primitor de oaspeți. Aceasta este tema despre care vom vorbi în această seară, sau ce spune Biblia despre această caracteristică a creștinului, și anume primirea de oaspeți. Eu cred din toată inima că noi, ca și creștini, noi, ca și urmași ai Lui Isus Hristos, avem această caracteristică în noi și uh, suntem înzestrați cu aceste calități, și anume buni primitori de oaspeți. Și săptămâna aceasta, câteva surori, și uh, mulțumesc pe această cale surorilor din biserica noastră, uh, ne-au vizitat, nu am fost acasă, dar mă bucur că Familia mea, soția mea, a fost bună primitoare de oaspeți. Mai rar se întâmplă lucrul ăsta, dar eu mă bucur din inimă că pot să fac și lucrul acesta. De ce vă spun lucrul acesta? Că mi-aduc aminte de copilărie, de momentele în care mergeam pe la bunici, mergeam pe la părinți, acolo sus la munte, și aveam, vis-a-vis -vis de noi, o vecină care nu era atât de bine înstărită sau atât de bine din punct de vedere financiar. Avea și mai mulți copii, nepoți care erau acolo, noi fiind și noi mulți, deși aveam acasă tot ceea ce aveam nevoie, aveam și animale, aveam și găini și de toate, însă ale noastre nu erau așa bune, să zic așa. Și mergeam la sora noastră de peste drum, la sora Eufronsină, așa cum o porecleam noi, și cu toate că ea n-avea găini, n-avea vacă, n-avea pus în grădină, n-avea pomi roditori să facă dulceață, dar avea ouă, ochiuri, avea de pregătit dimineața lapte și toate lucrurile astea erau parcă mai bune la sora noastră, la vecina noastră decât la noi acasă. Mama, tata, bunicii ne mai certau. Însă am găsit un lucru extraordinar și un lucru care mi-a rămas în inimă, deși sora respectivă nu mai este, mi-e spunea în felul următor, dacă Dumnezeu mi-a dat și m-a binecuvântat, cum să nu dau și eu copiilor celor care vin pe la mine? Și tot timpul eram bine primiți. Tot timpul eram așa primis cu dragoste, parcă era o mama noastră. Mi-aduc aminte cu drag de aceste lucruri și mi-au rămas în inimă. Asta înseamnă să fii cu adevărat un creștin, un uh, urmaș al lui Isus Hristos care face din inimă lucrurile astea. Uite, peste ani și peste ani îți aduce aminte cu plăcere că Dumnezeu a sădit ceva în inima noastră. Dumnezeu a sădit ceva, o caracteristică uh, pe care oamenii din jurul nostru ar trebui să o vadă. Pe care oamenii din societatea noastră ar trebui să o vadă în noi înșine. Și aș vrea să ne apropiem de subiectul din această seară și să ne uităm la tema anunțată în această seară, și anume primirea de oaspeți. Și pentru a defini această temă, m-am uitat în dicționar și dicționarul spune felul următor: dicționarul creștin spune felul următor: dicționarul dă o definiție și spune. Ospitalitatea este o atitudine binevoitoare față de oameni, plăcerea de a avea musafiri sau oaspeți și prietenia oferită din toată inima fără vreun interes anume. Bucuria de a folosi bunurile trecătoare sau materiale pentru a dobândi prieteni care să dureze veșnic sau prietenii care să dureze veșnic. Și așa cum au un avantaj pentru noi, fiind creștini, fiind cei care îl cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu, Primirea de oaspeți este o oportunitate pentru a-L prezenta pe Iisus Hristos, pentru a prezenta Evanghelia. nu așa? Poate vin apropiați, poate vin cunoscuți, sau poate vin prieteni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. l a invitat acasă, e o modalitate plăcută și minunată să-L prezinți pe Iisus Hristos. nu așa? Pleacă, poate bucuros din punct de vedere pământesc, poate l-ai servit cu ceva, dar pleacă bucuros și din punct de vedere sufletesc că i-ai spus despre Isus Hristos. Despre aceasta vreau să vorbesc în seara aceasta și asta aș vrea să fie în mintea noastră tema și caracteristica acestei seri, primirea de oaspeți. Și cuvântul lui Dumnezeu în evrei ne spune felul următor. Stăruiți în dragoste frățească, pentru că s-a citit și în seara aceasta despre dragoste, să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Și aici textul din Noul Testament, din Evrei, capitolul 13, 1 și 2, se referă tocmai la pasajul din Avram și apoi Manoah cu primirea lui Samson. Și Avram, în acea găzduire, când vin îngerii la el, tocmai ceea ce face, primește acei oameni care mai apoi îi aduc binecuvântare. Spun Geneza în acel capitol că oamenii aceia venind la Avram, Avram imediat a pregătit o masă, a pregătit un ied, a pregătit de mâncare, a pregătit făină, le-a spălat picioarele și a fost un exemplu de, oaspet, de om care îi ospitalier. Și drept recompensă, îngerii i-au spus, i-au promis, la anul pe vremea aceasta vei avea un fiu. Și așa s-a întâmplat. Dacă Avram nu făcea gestul ăsta de ospitalitate, de bună gazdă, poate binecuvântarea nu venea în, în familia lui. Dar Dumnezeu a vrut să vadă că există și în el caracteristică aceasta de gazdă bună, de om care cu adevărat îl slujește pe Dumnezeu. Și noi... Credem și vă spun din toată inima că multe binecuvântări le avem din partea lui Dumnezeu, pentru că și noi de multe ori am oferit la rândul nostru. Dacă nu oferi din toată inima, poate nici Dumnezeu nu poate să te binecuvinteze cu ceea ce ai tu nevoie, dacă vede că inima ta nu este darnică, dacă inima ta nu este bună, cum să te binecuvinteze Dumnezeu dacă tu ții doar pentru tine lucrurile pe care ți le dă? Dumnezeu ți le dă cu un scop, ca să dai și celor din jurul tău. Și Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de oameni. Dacă dăm celor din jurul nostru, dacă dăm cu inimă bună, dacă suntem gazde bune și primim oaspeți în, în familia noastră, cu alte cuvinte, noi facem ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce am citit în seara aceasta și anume faptul că dacă suntem creștini cu adevărat și vedem un flămân, vedem pe unul care este sete, vedem că unul este străin și nu are unde să locuiască, vedem că unul este gol și unul nu este îmbrăcat, vedem că unul este bolnav, unul în temniță, putem să facem tot felul de gesturi, de lucruri de uh, ospitalitate sau de bun creștini, arătând prin lucrul acesta că slujim pe Dumnezeu. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, atunci împăratul le va zice, veniți binecuvântați tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Cine moștenește această împărăție? cei care fac astfel de calități, cei care sunt cu adevărat creștini, care fac astfel de lucruri. Iar opusul în versetul 47 spune, adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri. unia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut, adică nu l-am slujit pe Dumnezeu. Și aceștia vor merge, în, vor, merge în veșnică, iată răsplata lor, iar pe cei neprihăniți, cei care fac astfel de lucruri, vor merge în viața veșnică. Ca să înțelegeți și mai bine cuvântul lui Dumnezeu, aș dori să deschidem iarăși în Matei, capitolul 10, cu versetul 40 până la 42. Și aici, iarăși, Domnul nostru Isus Hristos prezintă ospitalitatea ucenicilor și e valabilă și pentru noi astăzi. Și îi îndemna pe ucenici și le spune în felul următor, versetul 40. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine, adică pe Dumnezeu. Cine primește un proroc în numele unui proroc, va primi răsplata unui proroc și cine primește pe un om neprihănit în numele unui om neprihănit, va primi răsplata unui om neprihănit și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece, unea dintre acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu își va pierde răsplata. Adică aici este vorba și de cei care sunt slujitori ai Evangheliei sau cei care misionează sau cei care slujesc cu adevărat pe Dumnezeu, ei poate uneori slujba lor este de așa natură ca să-L slujească pe Dumnezeu și de lucrurile aceste materiale nu se mai pot întrebuința sau nu, nu mai pot să aibă grijă. Și atunci e nevoie ca noi cei care suntem buni credincioși să îi întâmpinăm pe oamenii aceștia. Și ca să vă dau un exemplu, să mă puteți înțelege, mi-aduc aminte de o soră din București, când eram student, noi fiind studenți, sâmbătă, duminica, nu prea aveam mâncare, ce mai aveam pachete pe la noi, și sora aceasta era văduvă, de câțiva ani de zile soții murise și avea un obicei plăcut. Mergeam la biserică și după ce se termina programul, ne chema pe noi câțiva studenți de regulă eram cam aceiași, dar ne puteam și schimba. Eram aproape 4-5 la o biserică repartizați și ne chema aproape de fiecare dată la ea acasă și veniți, zicea, veniți dragii mei, vreau ca astăzi să stați la mine la masă. Țineți cont, era văduvă. Și datoria poate a noastră treia să mergem, să o ajutăm sau să facem lucrurile astea. Dar cu atâta bucurie ne, ne primea, cu atâta bucurie ne invita la ea la masă. Și îi plăcea să mâncăm tot din farfurie, să mâncăm toată prăjitura pe care o pregătea. Dacă lăsam ceva în farfurie, era supărată pe noi. Și avea bucuria asta și vedeam pe fața ei că face lucrul ăsta cu dragoste, face lucrul ăsta cu bucurie. Că ne știa că suntem poate departe de familiile noastre, poate mai ales cei care nu eram din zona respectivă și făcea lucrul ăsta cu bucurie și nu făcea odată, de nenumărate ori ne-o chemat acasă. Eu mă bucur că în mentalitatea noastră de creștini există uh, caracteristica aceasta de a fi bun primitor de oase, de a, a avea caracteristica aceasta de a primi pe cineva acasă, de a primi pe cineva care poate vine în slujire și nu-l lasă plece acasă și îl chem la masă. Și de multe ori în, în biserică și în alte uh, circunstanțe, am văzut bunul ăsta obicei că la noi, la creștini, la noi, la pentecostal se practică lucrul acesta și de multe ori la uh, masă se discută lucruri frumoase. Nu neapărat că l-ai invitat la masă sau ai făcut gestul acesta pentru el, dar bucuria că omul vine la masă și îl primești în casa ta, chiar dacă poate casa nu-i terminată, chiar dacă poate n-ai de cu decorativă, chiar dacă într-un colț mai este un paianjen, chiar dacă diuveta nu-i bine spălată, dar bucuria cu care îl primești pe omul respectiv, asta arată că ești cu adevărat urmașa lui Hristos. Asta arată că ești cu adevărat un oaspete bun. Și datoria noastră este aceasta: să fim cu adevărat urmașa lui Hristos, să arătăm ospitalitatea celor din jurul nostru. Pentru că cei din jurul nostru ne văd, ne observă. Dacă trăiești de atâția ani cu vecinul tău sau stai lângă vecinul tău și niciodată nu l-ai invitat la o cafea, pe păi nu știu ce vecin ești. Dacă cel de lângă tine nu știe că tu ești pocăit sau nu ești penticostal și niciodată nu e spus de Dumnezeu sau niciodată nu ai făcut un gest pentru el, nu ai făcut, că nu se poate în atâția ani să nu se ofere posibilitatea să-l ajuți puțin, poate să faci ceva, un gest pentru el. Nu ai arătat cu părere de rău că ești cu adevărat un creștin. Eu zic ca Dumnezeu să ne ajute să arătăm că suntem cu adevărat creștini că suntem cu adevărat ospitalieri, că suntem cu adevărat oameni care îl slujesc pe Dumnezeu. De ce vă spun asta? Pentru că în Sfânta Scriptură, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, au fost oameni care au dat dovadă de ospitalitate. Și începeam cu Moise, spunând exemplul lui, apoi Biblia ne mai dă alte exemple, atât din Vechiul Testament, cele mai multe sunt în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament, și anume Laban, a știut să se poarte frumos cu slujitorii trimiși de Avram. Și acest lucru a fost extraordinar, a îmbunat relația lor. Apoi Iosif i-a primit cum se cuvine pe frații săi chiar când s-au bogorât în Egipt, deși putea să facă lucruri grele pentru ei, putea să-i pedepsească, dar el a arătat ospitalitate. Apoi, Faraon l-a întâmpinat cu amabilitate pe bătrânul Iacov, pe lui Iosif, arătând respect pentru un patriarh. Apoi Ietro l-a găzduit pentru o vreme pe Moise, fiind socrul lui și a fost extraordinar lucrul acesta. Rahab a adăbostit iscoadele trimise în Canan, vădăva din Sarepta Sidonului l-a găzduit pe prorocul Ilie, Sunamita s-a dovedit o excelentă gazdă pentru Elisei, Iov, Iov a fost numit un tat al străinilor. Chiar el declară și spune în, în cartea sa că dacă n-aș fi făcut lucrul acestea, cine s-ar fi îndurat de ei? Lidia, din Noul Testament, a stăruit de Pavel să intre în casa ei, Zacheu însuși l-a primit pe Domnul Isus Hristos. Și apoi, exemplu cel mai suprem și cel mai frumos, însuși Domnul nostru Isus Hristos, în Ioan capitolul 13, ne dă exemplul cel mai minunat de ospitalitate. Însuși Isus le arată ce înseamnă ospitalitate atunci când răspară picioarele ucenicilor. Își ia ștergarul, ia ligheanul și le spară picioarele. Iată câteva exemple de ospitalitate de oameni care cu adevărat au arătat că îl slujesc pe Dumnezeu. Noi am putea să facem și noi astfel de lucruri, astfel de gesturi, astfel de uh, uh, caracteristici care ar trebui să ne uh, evidențieze uh, față de ceilalți din lumea întreagă. Dacă um, poate oamenii ne fac rău sau ne răspund cu uh, răutate, un gest de ospitalitate, un gest de bunăvoință, un gest de genul acesta. Îl inviți pe un, să zic, vrășmaș al tău care ți-a făcut rău, îl inviți acasă la tine și îi dai să mănânce. Se pot întâmpla altfel de lucruri. Amintiți-vă de întâmplarea aceasta când uh, Elisei, omul lui Dumnezeu, uh, vede armata siriană venind și uh, se întâmplă minunea aceea când îi, o, armata siriană orbește la rugăciunea lui Elisei și intră în cetate și uh, conducătorul cetății Ierusalim spune să-i nimicesc și Elisei spune, nu, dă-le să mănânce și le arată ospitalitate. Oamenii aceia nu s-au mai întors în, în ținutul, în ținutul uh, uh, Ierusalimului și în ținutul Israelului și n-au mai venit pentru că au văzut ospitalitatea, au văzut că răspunsul lor sau ei au venit cu război, însă au primit mâncare, au primit un astfel de, un astfel de act de bunăvoință. Și noi putem, dacă ni s-a făcut rău, să răspundem cu bunătate. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și ne spune nu întoarceți rău pentru rău, ci biruiți răul prin bine. Domnul să ne ajute să facem astfel de lucruri, să biruim răul prin bine. Uitându-ne la mentalitatea noastră de români, neamul nostru românesc este cunoscut ca fiind ospitalier. Eu, în multe case unde m-am dus și unde am intrat, în noi există tendința aceasta, mai să îl ospătezi bine, să mănânci bine, să se simte bine și e în noi tendința asta, însă ce am observat în ultima perioadă, s-a cam dus obiceiul ăsta bun. Poate nu suntem atât de bine primitori, mai spunem, bă, dacă vine cu tare și cu tare, vin o familie numeroasă, îmi face atâta dezordine, trebuie să strâng după ei, trebuie să fac aia așa, aia, trebuie să pregătesc poate mâncare mai multă, trebuie să mă anunțe cu mult timp înainte și există tendința asta modernă de a mușamaliza, să zicem, lucrurile, de a programa ospitalitatea sau musafirii să vină acasă. Musafir nu este acela când bă, vreți că săptămâna viitoare vin la tine acasă să te pregătești. Musafirul este cel când te ia pe de depregătite sau când uh, nu te aștepți. Și eu mă rog ca Domnul să facă din familiile noastre, din casele noastre, cu adevărat gaz de bune, cu adevărat creștini ospitalieri, în orice moment. Pentru că citeam din Cuvântul Lui Dumnezeu că nu știm nu știm când, poate, prin gestul pe care îl facem, găzduim în casa noastră îngerii sau persoane care îl reprezintă pe Dumnezeu. Și uh, mi-aduc iarăși aminte de uh, un uh, coleg de-al meu de la facultate, de la, de la geografie, era uh, de origine pakistaneză, venise cu părinții lui în, în România și se stabilise de câțiva ani și vorbea românește, era în regulă, dar era de confesiune musulmană. Și stătea ca și mine în Cămin, în București, și el stătea în Cămin și m-a invitat odată la el la Cămin. Ce vreau ca să te invit și mi-a zis data, când să mă duc, tot, tot, tot. Și m-am dus. Pentru că aveam cât de cât o relație bună cu el, aveam teme comune, discutam, el discuta din Coran, eu discutam din Biblie cu el, îmi spunea, avea 12 frați, împreună cu el erau 12 frați. Și era minunat așa să discuți pe temele acestea. Și m-am dus la el la cămin și mare mi-a fost uimirea cum m-a primit. Mi-a pregătit el din, din mâncărurile lui, mi-a pregătit el din tradiția lui pakistaneză, ei se pregătesc foarte bine cu lipie și cu tot felul de produse din astea, așa, din carne și a rămas așa uimit cum, cum o primit. Mi-a rămas și peste ani de zile imaginea în care s-o pregătit să mă primească și zice el, în mentalitatea noastră, în tradiția noastră de asiatici, de popoare din, din Est, din Pakistan, pentru noi a fi ospitalier este o cinste. Să primești pe cineva acasă, chiar dacă nu este casa noastră sau cămin, este o cinste. Și zis, mă, mai adevărat. Să primești pe cineva e o, e o caracteristică importantă, este o cinste. Și noi, Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de oameni. Este o cinste să primești pe cineva acasă, este o cinste să uh, ai caracteristica aceasta care era și în oamenii lui Dumnezeu. Mă uit la avram, uh, cu câtă bucurie a făcut el gesturile pe care le-a făcut să primească acasă la el pe Îngeri. Cu câtă bucurie s-a comportat omul acesta. Și iată și beneficiile au venit mai apoi. Binecuvântările au venit în urma uh, gestului pe care le-a făcut. Și nu uitați! Și în dreptul nostru, Dumnezeu ne binecuvintează. Dar ne binecuvintează modalitatea în care și noi binecuvântăm pe alții. Dumnezeu uh, se îndură de noi, are milă de noi, dar și noi, la rândul nostru, pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat, trebuie să ne îndurăm și să avem milă de ceilalți. Aș vrea să uh, ne uităm și să concluzionez uh, uh, mesajul din această seară și uh, să trecem prin câteva pasaje din Sfânta Scriptură, aminteam de Evrei, capitolul 13, acum am, amintesc din Romani, capitolul 12, versetul 13, și anume, ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți. Primirea aceasta de oaspeți nu este o opțiune, ci este o poruncă dată de Domnul Isus Hristos. Prin Apostolul Pavel, Apostolul Pavel scria romanilor, e valabil și pentru noi astăzi, tonul cu care ne vorbește Biblia aici, fiți primitori de oaspeți, Fabel spune de fapt că dacă vă place sau nu vă place, trebuie să fim primitori de oaspeți. Învățătura aceasta nu ne dă posibilitatea să alegem noi oaspeții. mai că ăla e din statutul ăsta social mai bun, doar pe ăsta îl primesc. Ăsta care din statutul ăsta social de jos, care îi om al străzii, pe el nu pot să-l primesc, că na, așa e situația. Amintiți-vă de Domnul Isus Hristos. Se spunea despre el că este prieten cu străinii sau cu cei de cei mai de jos, cu păcătoșii, cu cei care uh, erau în lipsuri, cu vame și omul acesta așa a avut viața, Domnul nostru Isus Hristos, pentru că el s-a gândit că și pătura aceasta socială trebuie să beneficieze de binecuvântările lui Dumnezeu. În mesajele Domnului nostru Iisus Hristos, cei care îl ascultau, cei mai mulți erau din pătura asta de jos. Uitați-vă la farisei, la saduchei, la bătrâni. Îl ascultau doar pentru a-l critica, doar pentru a-i aduce argumente. Dar cei care îl ascultau cu păcere erau oamenii cei de jos. Cei care aveau nevoie de binecuvântările lui Isus, aveau nevoie de sprijinul lui Isus Hristos. Astfel și noi să nu facem alegere pe cine primim, Haideți să fim bine, buni primitori de oaspeți. Apoi primirea de oaspeți împlinește de nevoile celor care au nevoie de a oferi sau de, cum să numesc, de nevoia aceasta de a fi găzduiți. Poate un om trece pe lângă, sau trece prin orașul nostru, sau trece pe, la casa ta și poate se află într-un moment de lipsă. Se află poate într-un moment de restriște, și Dumnezeu poate îngăde în momentul acela ca tu să fii oportunitate pentru omul respectiv, pentru persoana respectivă, ca să-l poți ridica, ca să-l poți încuraja, ca să-l poți găzdui. De multe ori, în exemplele sau în viața noastră, am avut posibilitatea să facem gesturi de genul acesta și apoi ne-am bucurat că am putut să ajut pe cutare, am putut să ajut pe cutare și poate am primit răspunsuri de mulțumire în urma ospitalității pe care am oferit-o. Apoi, un alt lucru, Sfânt Apostolul Pavel ne mai spune în, în tot în romani, mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii față de alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcată. Și versetul nou, fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Adică fără murmur. Nu trebuie să judecăm. Mă, dar au venit oaspetele astea, mă, cât mai stă? Au venit jumătate de oră. A, dacă mai stă încă jumătate de oră, eu puteam să mă odihnesc duminică după masă, puteam să fac asta și asta. Poate caracteristica aceasta sau modalitatea aceasta de a fi ospitalier în ochiul lui Dumnezeu nu este bine primită sau nu este o gerfă plăcută înainte lui Dumnezeu. Haide să fim cu adevărat primitori de oaspe, să nu cârtim și să nu murmurăm, să spunem, Doamne, dacă Tu l-ai trimis pe omul acesta la mine sau ai îngăduit situația aceasta ca să treacă pe la mine, ajută-mă să fiu cu adevărat o gazdă bună. Ajută-mă să fiu cu adevărat ospitalier pentru cei care mă vizitează. Și de multe ori poate când facem gestul acesta, nu neapărat că îi primim la noi acasă, nu neapărat că poate avem posibilitatea să-i primim la noi acasă, dar prin gesturile pe care le facem de bunătate, de bunăvoință, oamenii ne țin minte. Nu e așa de foarte multe ori, poate oamenii ne țin minte pentru lucrurile rele, pentru lucrurile negative pe care le facem și nu te uită poate viața întreagă. Dar haide să schimbăm într-un fel situația și să ne țină oamenii minte pentru lucrurile bune pe care le facem. Pentru lucrurile care uh, sunt bine văzute în ochii oamenilor. Și uh, oamenii din, din jurul nostru observă lucrurile acestea și poate spun despre mine, mă, cu adevărat ăsta este un creștin. Cu adevărat ăsta ceea ce spune și face. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l spun. Primirea de oaspeți este la rândul ei o binecuvântare. Cu alte cuvinte, dacă ai caracteristica aceasta de primitor de oaspeți, pentru tine este o binecuvântare. De ce vă spun lucrul acesta? Citeam din Matei capitolul 10 și recitesc versetele 40 până la 42. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine, adică pe Dumnezeu. Cine primește un proroc în numele meu în numele unui proroc va primi răsplata unui proroc și cine primește pe un neprihănit în numele unui om neprihănit va primi răsplata unui om neprihănit. Și, cine, și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece, una din acești micuți, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu și va pierde răsplata. Adică gesturile pe care le facem pentru noi la rândul nostru sunt o binecuvântare. Știți, există vorba aceasta, aruncă spânea pe ape, că pentru că se va întoarce înapoi. Cu niciodată poate gesturile de bună voință sau de bunătate pe care le-ai făcut, să nu-ți pară rău că le-ai făcut, că poate zici în inima ta sau cărtești în inima ta, mă, am făcut gestul ăsta, am făcut lucrul ăsta, dar cine știe dacă mie cineva mă întoarce lucrul ăsta? Eu vă spun sincer, din viața și din experiența mea, niciodată n-am întâlnit sau n-am avut posibilitatea aceasta, făcând bine, să mi se întoarcă răul imediat. Ba, de multe ori, făcând bine, mai apoi bine la acela s-a întors poate dublu sau poate ca o binecuvântare neașteptată, în momente în care poate te rugai lui Dumnezeu, Doamne, dăm răspuns la problema asta, dăm rezolvare, am nevoie de sprijin, de ajutor și Dumnezeu poate trimite pe cineva ca o binecuvântare pentru tine. Haide să fim ospitalieri pentru că ospitalitatea e o binecuvântare pe care o oferă și Dumnezeu celor care sunt ospitalieri. Concluzionând la aceste lucruri, aș dori să ne amintim că Domnul nostru Iisus Hristos a fost un bun ospitalier. A fost, prin exemplu său, cu adevărat un om care a arătat ospitalitate. S-a îndurat și de cei mai de jos. A hrănit atâtea atâția oameni și le-a arătat bunătate prin gesturile lui. S-a îndurat și de cei care societatea îi dădea la o parte, de, poate de leproși, poate de slăbănogi, care nimeni nu le dea doi bani pe ei. Dar prin gesturile pe care le-a făcut Isus Hristos, a arătat ospitalitate. Și noi, la rândul nostru, haideți să-L urmăm pe Isus Hristos. De cele mai multe ori, în Ioan capitolul 13, apare acolo versetul 16, dacă nu mă înșel, și spune cuvântul Dumnezeu, eu v-am dat o pildă, ca și voi la rândul vostru să faceți lucrul acesta. Deci dacă eu, învățătorul și domnul, am făcut lucrul acesta și voi sunteți datori să faceți oamenilor același lucruri. Dumnezeu să ne ajute să facem și noi oamenilor același lucruri. Să fim cu adevărat ospitalieri, să fim cu adevărat buni primitori de oaspeți și Domnul să ne ajute la aceasta.